Azi vom vorbi despre ceaiul turcesc. Pentru mai multe episoade frumoase, apăsați pe abonează-te. O vorbă din Sivas spune: Aizet sohbet, aizet gochiuzu gibidir. Conversațiile fără un ceai sunt ca cerul fără lună noaptea. Iată cât de mult iubesc turcii această licoare fierbinte, având o culoare intensă, inconfundabilă. Mari băutori de cafea și de ceai, turcii au dus servirea acestor două băuturi tradiționale, dar mai ales a ceaiului, la rang de simbol național. Când ajungi în Turcia, oriunde ai merge, vei observa că ceaiul este nelipsit de la orice masă, fie ea acasă sau la restaurant, și îl poți remarca la tot pasul, chiar și pe stradă, servit în fața magazinelor sau localurilor. Turcii, băutori a peste 1000 de ceaiuri pe an, nu își pot imagina un mic dejun, o întâlnire de afaceri, o negociere într-un magazin din Marele Bazar sau o plimbare pe Bosfor fără să soarbă ușurel, dar cu o mare plăcere din paharul de ceai. Ceaiul nu a făcut însă parte întotdeauna din cultura turcilor. În anul 1878, Mehmet Izet, guvernatorul Adanei din acea perioadă, a publicat pamfletul ceaiului, în care vorbea despre beneficiile acestei băuturi pentru sănătate. Consumul ceaiului a sporit odată cu deschiderea unui număr mare de ceainării din zona Sultanahmet a Istanbulului. În plus, ceaiul reprezenta o alternativă ieftină la cafea, căci turcii cumpărau 4 pahare de ceai la prețul unei cești de cafea. Prea puternic pentru a putea fi servit într-o cană obișnuită, turcii au preferat paharul, ce primește ceaiul fierbinte și aromat în formă să inconfundabilă de cupa de lalea. Paharul din sticlă permite consumatorului să aprecieze concentrația ceaiului. Poți opta la servire pentru ceaiul ac slab, puțin concentrat sau coiu puternic. Ceaiul turcesc este de fapt ceai negru, cele mai mari plantații de ceai regăsindu-se în regiunea Rize, în estul Turciei. De cele mai multe ori, lângă paharul de ceai sunt servite și două cuburi mici de zahăr. În zona orașului Erzurum și în alte localități din estul Turciei se preferă stilul de servire ktlama, un cub de zahăr este plasat între obraz și limba, iar apoi ceaiul este servit. Dacă preferi un alt tip de ceai, poți opta pentru hlamur, ceai de tei, adai, ceai de salvi sau elmai, ceai de mere, dulce, fără cafeină, introdus mai mult pentru turiști datorită gustului mai apropiat de ceaiul european. Toate sunt aromate și servite aburind de alături sau după o mâncare tipic turcească, ele reușesc să întregească portretul perfect al unei mese tradiționale turcești. Prepararea ceaiului se face în două ceainice speciale, puse unul peste celălalt numite aidan, când primul, mai mic, se pun frunzele de ceai peste care se toarnă apă fierbinte, în cel de-al doilea, mai mare, cantitate suficientă de apă pentru prepararea ceaiului. Ceaiul concentrat este diluat în pahar cu apă fierbinte, simplă, în concentrația dorită de consumator. Ceaiul nu se servește niciodată cu lapte, foarte rar cu lămâie, dacă aceasta e solicitată. Cu 6% din producția mondială de ceai și cu 2,1 kg de ceai pe locuitor consumate într-un an, Turcia este al cincelea producător de ceai din lume, după India, China, Kenya și Sri Lanka. Abonați-vă la acest canal și la canalele din descriere. Vă mulțumim pentru vizionare și vă dorim o zi minunată!